Bună dimineața! Bună! Și am început mersul pe jos. Pentru că situația ne obligă să mergem și pe jos, pentru că eram obișnuite prea urât doar cu mașina, doar cu mașina, doar cu mașina. Ora este 7 și 10 minute și noi am plecat spre școală. Da, mami, bine că nu mai este așa frig, nu este frig rău de tot. Chiar e bine. Și aerul ăsta așa de dimineață, sper să ne facă bine. Și mie la fel. Să respirăm și noi sănătate. Nu doar în mașină, aer condiționat, căldură de la mașină și toate cele. Da, mami? Da. Bine, noi asta spunem că n-avem ce face acum. Și de asta spunem toate chestiile astea. Dacă am avea mașină, n-am merge pe jos. Haideți, vă pup. Gata, Linuța a mâncat o felie de pizza. Hai, mama, ia uite ce soare. Pune-ți aia bine la guriță, să nu respire aia rece. Bine, nu este prea frig, dar totuși. Arabela. Pe Arabela? Da. Da. Mergem așa dimineață. Dacă mergem în fiecare dimineață, ce se întâmplă? Nu știu. O să-ți placă? Murim de frig. Murim de frig? Păi da, nu este frig. Chiar nu este frig. Și mai avem puțin. Da, mami? Și o să mergi bine. Direct obosit de la școală. Oh. Mă doare piciorul. Ce te doare? Degetele de la picior. Să te închin, mami. Albina? Am ieșit de la piață și am venit la târg. Cel n-are o prăjiturică. Merge, mamă? Da. Păi a fost cald sau a fost frig? Cald. După dimineața. Hai să vedem ghiocei. Da, mami, hai să spun. Săptămâna viitoare. Așa. Săptămâna viitoare care vine, o să am evaluare la spor și o să văd ce o să iau, ori foarte bine, ori nu. Ia uite ghiocel. Uite ghiocel. Mami, dar hai să te întreb ceva. Uite, aici sunt ghiocei? Nu. Și ce? A, nu știu cum se numesc, nu vine acum. Uite și din astea roi și din la mob. Zambiluțe. Zambiluțe, da. Uite și eu un roi din ăsta, mai frumos amestecat cu mobul. A, da. Cu freză, așa. Freză. Hai să mergem la bucătărie, mama. Da. Uite și acolo sunt zambiluțe, pe iarbă, frumos. Hai să mergem și noi și să ieșim după. Ce să cauți? Lasă scaunul, hai înăuntru. Ăla e rupt, n-ai ce să faci cu el. Nu e rupt, așa, așa stă. Așa stă? Ca acest motan? Da. La soare. Facem să ne schimbăm. Gata. Prieteni, voiam să vă spun că eu cu Alinuța... Mamă, ce freză ai, Alina. Da. O să terminăm acest vlog. Așa cum este el despre noi. Despre plecarea noastră pe jos. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Aprinde-și tu lumina, te rog. O să fac eu mâine un vlog în care o să vorbesc mai detaliat mai multe chestii. Am văzut că toți vorbesc anumite lucruri care habar n-au dacă sunt sau nu adevărate, dar ei vorbesc ca să aibă ce să spună. Aprinde toate becurile. Și legat de asta, nu-mi place că se discută și la adresa mea. Și sunt băgată eu în... Întrerupt.
Voiam să vă spun că nu-mi place să mă bag în anumite chestii, nu este treaba mea, de ce sunt eu amestecată, plus că sunt niște lucruri care nu sunt spuse cum trebuie. Sunt multe subiecte, sunt multe vorbe de zis, dar nu sunt spuse așa cum ar trebui să fie, cum este realitatea. Și sunt spuse doar ca să dea bine sau să apere pe nu știu cine. Pentru că sunt unele persoane care acum nu mai au dreptul la, nu știu, să-și ia apărarea, gen. Nu mai au cum. Și atunci toată lumea aruncă cu pietre și cu nămol. Că altceva nu știu, dar au uitat că poate cele persoane au vărsat lacrimi pentru ei. Stai-mă, Alina. Bine. Au vărsat lacrimi sau poate au fost acolo când nimeni nu era. Sau au făcut sacrificii pentru a fi lor bine. Acum de când... Da. Într-un cuvânt vreau să spun doar atât. Degeaba faci bine de 100 de ori, este de ajuns să nu poți ajuta o dată și să fii judecat și criticat și făcut în toate felurile. Doar dacă nu poți ajuta o dată. Dar acea sută nu se mai știe. Deci, despre ce vorbim? Plus că nu este treaba mea, eu nu mă bag. O să răspund la vlogul care este făcut ieri seară. Și atât, nimic mai mult. Eu am problemele mele, necazurile mele, mai ales acum cu bunicul. Nu vreau să intru în subiectele nimănui. Nu vreau să vorbesc la adresa nimănui, dar și când o să încep să o fac, gândiți-vă că o fac cu dovezile în față și cu multe chestii, dar până atunci eu n-am treaba nimănui pentru că nu mă interesează nimeni. Dar dacă ar fi așa, m-aș lega de toată lumea, mai ales de vloggeri. Aș avea câte ceva de spus. Alina, da. Uite, am uitat. Uite ce ți-a trimis Olga. Care Olga? Nevasta lui Tomi. Am fost cu ea în oraș astăzi. Și cu Maria. A, Olga 2? Mhm. Vezi ce ți-a trimis, să ți le pui în păr. Bine, îmi place. Mulțumesc dacă te vezi la vlogul nostru. Hai te mă uite pe mine. Așa. Foarte frumos, e uite în formă de pelie. Da, de pieptăn. Chiar sunt frumușele. Uite! Mi-am tăci capul așa? Nu așa, puțin așa se vadă agrafa. Așa. Și acum nu mai vine părul în ochi. Da, nu-ți mai vine părul în ochi. Ne faci frumos. Și? Și-a luat-o. Ia, cred, nu? Nu știu unde mi-a spus că de unde le are. Și Kevin plângea după tine, voia să mergem la... Îi spunea lui Tami să te ducă la el. Dar mergem mai târziu, poate. Da, eu vreau să mergem cu Mădălină. Cine? Cu Mădălină. Că altfel n-avem cu acum nu sunt acasă, Tami nu este acasă și o să mergem mai târziu. Deci asta voiam să vă spun, că sunt niște vloguri făcute care eu nu am răspuns la ele, dar o să răspund în următoarele zile sau chiar și mâine dacă am timp, dar sper să fie cu bunicul bine ca să și răspund. Nu aș putea să vorbesc prostii. Mai târziu aș vrea să iau și legătura cu Lumina, să vorbim și cu Lumina, să vedem ea ce are de spus și dacă îmi dă voie să vorbesc anumite chestii. Pentru că nu pot să vorbesc să nu cer acordul de la ea și multe chestii. Sunt multe de vorbit, multe de lămurit și poate nu mi convine sau poate nu vorbesc, nu știu eu corect acele lucruri și nu vreau să bat câmpii. Mami? Da, mami. Eu azi am pictat și m-am mărturit. Ce ai pictat? Am pictat figuri geometrice. Cum? Am pictat figuri geometrice, dar și le-am făcut pe caiet. Haide să mă arăt. Haide să ne arăți. Mai bine să ne arăți tu ceva decât să mai stăm și să mai vorbim alte subiecte, dar știți foarte bine despre ce este vorba și o să lămurim asta mâine.
fără nu vreau să fiu. Nu, nici eu nu vreau să fiu tu. Ia uitați. Cornuri. Dar nu știu de ce nu de lapte. Cred că să vă mai voi ai lapte? Da, pentru că doar și nu. Dar să știi că peste 3 zile o să expiră. Adică în 17 pentru că scrie. Așa o să cumpăr noi lapte. Da, tu duce aici, cumperi lapte și mănânci. Da. Sau mai trebuie la cății. Da, uite. Am făcut două pagini. Păi arată prietenilor tăi. Asta este prima pagină, așa, cu figuri geometrice. Haideți să vă citesc. Aici am tema de mult. Așa. Uite, figuri. Figuri plane. Dreptunghiul. Și pătratul. Aici este, nu știu cum, dreptunghiul. Aici are un L, L, L. Și pe aici L, liniuță, dreptunghi. L, egal. Lungime. Lungime, nu mai zic L ăsta. L, L. Lățime. Lățime. Aici scrie la pătrat. Așa, și arată-ne... Ce e colorat? Latura pătratului. Și aici e un... Iau la... Nu știu cum se numește. Și aici... este figuri geometrice. Trebuie să le fac. Păi nu se vede, mă, mami. Așa am eu aici... Aici, aici am făcut din exercițiul... Tot acesta. Am înțeles. Da, și acolo trebuie să număr câte sunt ca să pun niște. Da, așa, uite, nu știu cum să fac. Eu, cu asta nu știu, că n-am citit pe toată, doar că doamna a zis că eu o săptămână ca să termin pe toată. Și aia săptămâna la discuție să termin toată cartea, da? Să te duci la vecinul ăsta al nostru să ne iei și nouă cartea care trebuie să o citesc eu. Care? O sun eu după aia și te duc să-l iei. Care să iei. Vecinul. Nu-i spun numele, că poate se supără. Trebuie să șterg acuțul ăsta. Înseamnă că trebuie să șterg ăsta. Păi ce ai făcut? Păi, hai să-l, uite, bunica zice, Andrei, ce citește? Ce citești, nu vii jos? Și Andrei zice, bunico, eu citesc un ziar. Când este gata mâncarea, mă chemi. Și bunica trebuie să zică bine. Și, na, și dacă mai pun bine, dacă am pus bine lui ăsta, sunt trei. Și trebuie să mai fac și copilul ăsta. Așa cred că o să-l șterg și nu o să mai dea niciun răspuns și o să-l fac pe copil. Păi poți să-l scrii pe pagina următoare, că nu-i problemă. Păi nu, trebuie să fac doar trei dialoguri. Aoleu, și de ce am scris eu cu pic? Atunci o să tai. Prieteni, noi vă lăsăm, vă pupăm. Am terminat, a terminat la mate, fără să o ajut, că eu oricum nu știu. Da, și-a făcut singură. Da, și-a făcut singură, neajutată și nu o să mai fie ajutată absolut deloc, pentru că va trebui să și greșească, să învețe din greșeală și să vedem unde greșește și cum greșește și cât greșește. Pentru că altfel, cred eu, că nu va mai învăța niciodată, dacă o să fie mereu ajutat. Și acum zice Iris, trebuie să repunem numele. Iris o să zică Iris. Așa ai botezat tu copiii de acolo, din carte? Nu, dar nu știu cum să repun numele, și așa vreau eu. Ea este bunica, el e Andrei și ea Iris. El Iris. Ok. Și știi cum o să repun? Scriu aici Iris, două puncte. Bunico, dar și pe mine să mă chem când este gata mâncarea. Și mai pun acolo mine, cred că nu se supără doamna. Dacă scrii mai mult, sigur nu se va supăra. Da, sigur. Vă pupăm, prieteni, și ne vedem mâine la un alt vlog doar cu mine să rezolvăm câteva probleme.